Vă salut, dragi prieteni! Suntem astăzi în mica mea stupină, undeva lângă pădurea Mogoșoaia, și aș vrea să vă arăt o ramă. Nu știu dacă am mai multe, dar am aici o ramă a cărei foiță este din plastic. Am pus-o astă primăvară, l-a crescut. Haideți să vedem cum a fost crescută. Iată, de se vede, este o foiță din plastic. Zic eu că este crescută aproape perfect. Iată celulele cât de uniforme sunt. Sigur, nu sunt crescute pe la colțuri, dar este mai puțin important. Ia să vedeți pe partea cealaltă. Eu zic că acest fagure de pe această ramă este aproape perfect. Nu mai spun de cum arată mierea căpăcită. Vă rog frumos să-mi admirați și fetele. Această familie a fost anul trecut un roi. Un roi destul de slab. Anul trecut, în 2018, un roi destul de slab. Eu am avut mari îndoieli că poate intra în iarnă. Nu mai spun că m-am îndoit că va ieși din iarnă. Însă, iată că familia este destul de frumoasă. Sigur, n-a adunat foarte mult pentru că, cel puțin aici la noi în zonă, vremea a fost destul de capricioasă. Ba a plouat, ba a bătut vântul, ba a fost frig. Și aceste intemperii, aceste neajunsuri s-au văzut în, și se văd în producția de miere. Însă e destul de greu să filmez, cu o mână filmez cu cealaltă manevrez ramele. Asta este, ia să vedem, da, e cu foiță de ceară. Mă uit să văd dacă mai am vreo ramă cu foiță din plastic. Ia să văd, poate aceasta sau următoarea. Nu mai știu, știu că am băgat una, două rame cu foiță din plastic în fiecare, nu, e cu foiță din ceară. Am băgat în fiecare familie. Astea sunt niște rame, aceasta pe care umblu eu acum. Sunt niște rame cumpărate la Târgu Apicol de la București, undeva în această primăvară. Sunt, din ce am înțeles de la vânzător, sunt niște rame sârbești, făcute în Serbia. Din lemn de tei. Îmi pare rău că am luat doar un pachet de 50, fiindcă ramele sunt foarte, foarte bune. Lemnul este unul foarte bun. Cer scuze, lemnul este unul foarte, foarte bun. Are o decupare aici la capete, vedeți? Este ca un trapez, e puțin ascuțit. Și de asemenea și umerele aceștia sunt puțin frezați. Și pe o parte și pe alta, probabil pentru a evita blocarea ramelor în cat datorită propolizării intense. Se vede că și la mine, ca și la alți colegi, propolizarea este una mai mare în acest an. Probabil a avut de-a face și cu vremea, nu știu. N-am o explicație foarte clară. Da, deci toate aceste rame au foiță din ceară, cu excepția acesteia pe care v-am arătat-o puțin mai devreme, cred că este aceasta, ia să văd. Da, cu excepția acesteia. Trebuie să vă spun că acest cat, pe această familie am un singur cat, trebuie să vă spun că acest cat este a doua oară când extrag mierea din el, extrag ramele din el. O
producție destul de slabă în primăvară, la mierea aceea de primăvară, de pe pom fructifer, de pe floricelele de primăvară, dar uite că acum la tei și la polifloră, ce se poate găsi aici lângă pădurea Mogoșoaia, este ceva mai bine. Am aici niște rame din care mi-am extras mierea, o să le bag la lins, cum se spune. Nu știu dacă și pe acestea am vreo ramă cu foiță din plastic, dar n-are importanță. Cred că am dovedit ceea ce voiam să dovedesc. Dragi apicultori și dragi prieteni, eu folosesc într-un procent destul de mic, poate sub 10%. Folosesc aceste rame rame cu foiță din plastic. Mi se par foarte, foarte practice. Nu se deformează, nu se găuresc, nu se strică în absolut niciun fel la extracție. Nu știu dacă voi continua să investesc în ele, sunt destul de scumpe. Am luat niște rame, niște foițe foarte, foarte bune, dar foarte scumpe, nu o să spun firma. Dar din ce văd, am început anul trecut cu ele, sau acum 2 ani, dar din ce văd, albinele le iau un lucru foarte repede, foarte ușor, le construiesc foarte bine, sunt foarte rezistente. Rama aceea pe care v-am arătat-o, adică aceasta, este destul de grea, chiar și pentru a fi ridicată cu două mâini. O ridic aici cu o singură mână, nu știu, cred că are vreo 2 kg sau chiar mai mult de miere. Sigur, este destul de plină de miere, ceea ce mă bucur. Deci spuneam că recomand utilizarea acestor foițe, acestor fundații din plastic. Sigur, este un plastic alimentar. Mulți o să ziceți, domne, da, dar stai că folosești plastic, stai că tot plastic, stai că tot nu știu ce din plastic. Este adevărat. Însă dacă stăm și ne gândim că mulți dintre noi bem apă, sucuri, folosim, nu știu, periuța de dinți care este din plastic, folosim apă care este din plastic, folosim bidoane de plastic pentru a ne stoca mierea, nu cred că mai are importanță și faptul că albina construiește faguri pe o foiță din plastic. Oricum, o îmbracă cu ceară, o izolează cumva mierea de foița respectivă din plastic și, după cum vedeți, rezultatele sunt, n-aș folosi cuvântul deosebite, dar aș folosi cuvântul bun sau foarte bun. Eu sunt foarte mulțumit de aceste rezultate, sunt rezultate foarte bune. Albinele, vedeți că sunt foarte liniștite, își văd foarte bine de treaba lor. Eu am foarte mare grijă de ele. Fac, așa cum cred că am mai spus, fac această activitate de apicultor. O fac pur și simplu din plăcere, o fac ca un hobby. Nu am această meserie, nu sunt apicultor, nu sunt nici măcar cu studii în domeniu. Însă, iată că m-a prins și pe mine puțin microbul acesta al apiculturii și cu vreo 18-20 de stupi. Spun 18-20 pentru că mai am aici alături încă 2 roiuri pe care le-am făcut în această primăvară. Sunt 2 roiuri destul de frumușele. Ele au plecat destul de greu. Le-am și făcut destul de târziu, cred că undeva pe la sfârșitul lui mai, dacă nu chiar începutul lui iunie. Ia să vă arăt dacă tot am desfăcut aici această ladă, să vă arăt. Acolo le-am pus ceva să mănânce, un pic de ceai cu miere și cu puțin zahăr. Văd că interesul este unul deosebit. Hai să le lăsăm în pace totuși. Cam aici aș vrea să închei
această filmare și această vizită a mea la mica mea stupină. Trebuie să scot aceste rame, să le duc în magazie, de acolo să le descăpăcesc, să extrag mierea și așa mai departe. Dragi prieteni, dragi colegi, îmi pare bine că ne-am putut auzi și astăzi. Vă doresc multă sănătate, spor la treabă și, așa cum spun apicultorii unul altuia, voi încheia cu urarea butoaie pline și un an excelent și familii foarte, foarte bune. Toate cele bune, dragii mei, la revedere!